Și cărnăcer proastă, îți fac o zoare, fraie. Nu mai ai baterie de augă? Nu poți așa, mami. Mami. Da. Bine, stai că ți-o iau eu acum. Și apoi trebuie să strâng bucătăria. Și ai bucătăria folosită. Important e să mănânci copiii. E bun? Da. Da, ce ești foarte convins, Eduard. Da, da. Ce e mare? Nu, zase ani așa. Unde? Da, dar nu se vorbește cu mâncare în gură, mami. Aici am apa de la conopila fiartă. Asta o beau eu în seara asta și mâine. Și aici e conopida care a rămas. Deja conopida e fiartă cu sare. Și acum vreau să o fac cu puțin piper. Așa. Puțin oregano. Bun, oregano de fapt poate fi și mai mult. Dacă iese. Nu iese. Am desfăcut un nou oregano, că era terminat de ani așa. Așa. Eu am să-i pun și curry. Nici nu știu cât să pun. În primul rând să iasă. Nu prea iese nici asta, deși este aici destul. Acum, așa, cred că am să pun și puțin pesmet. Normal, prima dată știam rețeta cu brânză și cu pesmet la cuptor, dar cum eu vreau să fac vegană pe mâine. Și ca să fie, să nu-i pun ulei, ca să pot să amestec toate astea, am hotărât să pun puțin bulion. Roșii prăjite, tomate frito. Și toate astea să le amestec. Deci cam asta ar fi ideea, ca să ajungă peste tot. De fapt, mai e un ingredient pe care am să-l pun. Am să pun și sos de soia. Nu, eu nu știu exact măsurile, pun la ochi. Ăla care se aude e Ugo, el adorme singur, dar până adorme vorbește, cântă, zice poezii, povești. Se joacă în pace, mai dintr-o dată adorme și așa că las, eu îmi fac prin casă treaba și adorme Ugo și acum să le pun la air fryer. Aici le-am pus în air fryer, asta, aici pe ce am urmărit. Mama. Da, mami. Eu nu știu de ce mă împac bine cu asta de cartofi prăjiți. Deci orice fac, fac la asta de cartofi prăjiți. 200 de grade, 18 minute. Nu știu de ce. Și vom vedea cum a ieșit. Deși le-am pus cam paste, prea mult sos, nu sunt bucățile prea mari, dar oricum are și eu le mănânc. Și asta e bucătăria strânsă. Strâng totul. Asta e un lighean pentru caz dimineață.
Azi dimineața am găsit apă aici și până vine instalatorul am pus un lighean. N-a mai curs astăzi apă, dar ca să nu mai cadă pe jos. În rest, atât avem fructe, arătarea mea de mace, freidora, fricteza de aer, air fryer, apătera și așa, bucătăria strânsă și am totul de pe jos, strânge aspiratorul acum. Aici mi-am pus eu abovarul cu aguacate cu lămâie să mănânc. Vreau să fac guacamole, dar n-am mai fost în stare. Sunt foarte, foarte obosită și ca să nu se strice, l-am tăiat și am pus cu lămâie, cu suc de lămâie, lămâie stoarsă. Pare că arată foarte bine. Având în vedere că a fost o amestecătură improvizată. Arată foarte bine, super. Bine, asta le ajut pentru mâine, pentru că în seara asta am mâncat aguacatele ăla și n-aș vrea să mănânc conopii de astăzi. Da? Ugo și ideile lui. Pa, Ugo. Pa. Otra vez. Vive España, vive el rey, vive el mando de la ley, vive el lobo de la ley. Hai, Ugo, mergem acasă? Ugo, mergem acasă? Haide. Mergem? Ugo, Ugo, te rog. Eu vreau să filmez, el tot să bagă în spate. Haideți! Mă ajuns acasă, 4:30 și mă ajuns și noi acasă. Ce e la David din boț? Haideți! Eduard pleacă să doarmă acasă la un coleg. Prima dată merge în parc să vadă un meci de fotbal unde joacă fratele unui prieten și coleg de clasă. Așa că îi pregătesc rucsacul cu pijama și niște ciorap de schimb în caz că are nevoie. Și vine imediat mama băieților cu care o să joace în parc și care are, unul dintre ei are meci de fotbal. Și apoi în același parc se întâlnește cu celălalt copil unde o să meargă să doarmă acasă. Și astăzi de fapt trebuia să vină un copil la noi acasă, pregătisem o gustare de după amiază. Acelui copil îi place și Nesti. Noi nu avem în casă de obicei așa ceva. Și cum nu mai vine la noi, dar o să meargă în parc, o să le pun dulciurile să și le ia cu ei și sticla de Nesti, vreau să zic Nesquik. Așa că să le pregătesc. Astea sunt dulciurile. Am să le pun jumate și jumate, ca să las una și pentru David și Ugo. Dacă veneau aici, mâncau cu toții, așa cum merg în parc. Și am să-i pun o pijama lui Eduard și să văd dacă își mai ia el ceva jucării. O să le arunc.
asta le iau în parte. Pijamaua de schimb. Îmi place în rucsacul lor mereu să aibă șervețele. Și Nesti. Eduard, îți iei ceva cu tine? Algo para jugar? Nu? Bine. Vale. Cred că am să închei aici acest vlog cu ce am făcut zilele astea și nu uitați să lăsați-o la lea în comentarii dacă ați văzut video până aici. Acum vine și Ugo după gustare. Ugo, ia o farfurie. Ugo, ia o farfurie din sertar. Ia farfurie. Acolo. Aici, Ugo. Farfurie. Una. Eduard, fă-și de cu puțin parfum și fă-ți părul, te rog. Așa. Bravo, Ugo. Mai vrei două? Nu. Trei? Nu. Bine. Pa, Ugo. Pa. S-a servit. Ce să le mai dai o gustare dacă s-a servit singur? Pa!